România devine țara accidentului la minut, iar cele mai multe victime sunt pietonii. Suntem campioni europeni la numărul de accidente rutiere, peste 1000 în fiecare zi. Haideți să vedem ultimele statistici alarmante. În fiecare an, cel puțin 1600 de oameni își pierd viața pe drumurile publice. Ca să înțelegeți amploarea tragediei, 1600 reprezintă populația unei comune. Astfel, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de decese în accidente rutiere raportat la 1 milion de locuitori și îl vedeți chiar aici, 86. Iar pe lângă tragedia pierderii unei vieți, vorbim și de costuri ridicate. Conform Autorității Rutiere Române, la nivelul anului 2017, costurile unui accident grav se apropiau de 770.000 de lei. Asta înseamnă undeva la 170.000 de euro la acea vreme, în 2017. În timp ce un accident cu victime presupunea cheltuieli de aproape 5 milioane de lei. Asta înseamnă undeva la 1 milion de euro. Astfel, dintr-un simplu calcul, vedem că din cauza acestor accidente se cheltuiesc sute de milioane de euro. Pietonii, doamnelor și domnilor, reprezintă 50% dintre persoanele decedate în accidentele produse pe stradă. 27,6% au loc pe drumuri naționale, iar 30,9% dintre aceste evenimente au loc pe drumurile județene. Mergem mai